Salutare tuturor! La 25 mai 1827, românul Petrache Poenaru brevetează la Paris condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, precursorul stiloului de mai târziu. Personalitate de o rară predilecție pentru varii domenii, Petrache Poenaru este prezentat în lucrări enciclopedice drept inventator, strălucit pedagog, ctitor al școlii românești, luptător pentru dreptate socială și națională. A făcut studii la Craiova, București, Viena, Paris și a participat la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. A fost profesor de fizică și matematică la Colegiul Sfântul Sava, unde funcționează apoi ca și director. Între anii 1833-1847, este inspector și director general al școlilor din țara românească. La numai 28 de ani, Petrache Poenaru brevetează primul toc rezervor din lume. Mai întâi la Viena, apoi la Paris în 1827, pe când era student, cu titlul Condeiul Portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. Și devine astfel deținătorul primului brevet de invenție obținut de un român. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cerneală Poenaru precursorul stiloului modern elimina zgârieturile de pe hârtie și scurgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese. Mai târziu, Louis Edson Waterman, a preluat ideea românului, transformându-l în 1884 într-un stilou cu un flux mai sigur de cerneală.